Prețurile medii de consum în luna de noiembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2022, au crescut cu 5,5%. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică. Cel mai mult timp de un an s-au scumpit serviciile prestate populației și produsele alimentare. Mai exact, încălzirea centralizată cu aproape 37%, iar curentul cu aproape 34%. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna noiembrie curent s-au majorat față de noiembrie 2022 cu 5,5%, inclusiv la produse alimentare cu 5%, mărfurile alimentare cu 4,2% și servicii prestate populației cu 7,9%. Astfel, timp de un an, cel mai mult au crescut prețurile la încălzirea centralizată cu 36,87%. Energia electrică s-a scumpit cu 33,71%, iar transportul de pasageri a fost în luna noiembrie acestui an cu aproape 24% mai scump decât în noiembrie 2022. În ceea ce ține de produsele alimentare, potrivit datelor, fructele s-au scumpit timp de un an cu aproape 15%. Prețul legumelor s-a majorat cu 8,78%, iar produsele lactate cu 4,75%. Din mărfurile nealimentare în luna noiembrie 2023 față de noiembrie 2022, cel mai mult au crescut prețurile la încălțăminte cu peste 9%. Materialele de construcții s-au scumpit cu aproape 5%, iar medicamentele cu aproape 3%. Datele mai arată că prețurile medii de consum în luna noiembrie 2023 față de luna octombrie 2023 au crescut cu circa 0,2%. Cel mai mult au urcat prețurile pentru ouăle de găină, legumele și produse lactate. În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la încălțăminte și confecții cu 2,6% și respectiv 1,3%. Materialele de construcții s-au scumpit timp de o lună cu 1,5%. Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că în decurs de 2 ani, prețurile în medie au crescut cu 55%. De jumătate de an însă, potrivit lui, cifrele și-au oprit înaintarea, dar populația va simți acest lucru abia în primăvara anului viitor. Noi, de fapt, în 2021-2022, în special în a doua jumătate al 21 și 22, am trecut cel mai mare șoc inflaționist din ultimii 23 de ani. Ceea ce costa în 2020 100 de lei, acum costă 155 de lei. Din jumătate de an, la noi prețurile nu mai cresc, dar oamenii încă sunt sub amprenta acestui șoc. Ei încă țin minte ceea ce costa cândva, și asta a fost, nu a fost tare de mult, cândva 3 ani în urmă, acum este cu 50% mai scump sau în loc de 2 lei trebuie să dai 3 lei acum, noi vom începe a simți că lucrurile s-a terminat, adică dunga asta neagră în istoria noastră s-a terminat, vom începe a simți undeva anul viitor când vom uita prietenii din 2020 și ne vom aduce aminte de coșmarul din 21-22. Potrivit statisticii, timp de un an s-au înregistrat și ieftiniri. Prețul energiei electrice a scăzut cu mai mult de o treime, iar uleiul vegetal cu peste 20%. Scăderi de prețuri s-au înregistrat și la carburanți, ouă și zahăr. Menționăm că timp de un an inflația a coborât de la aproape 35% la 5,5%. Autoritățile spuneau anterior că inflația înaltă a fost alimentată de războiul din Ucraina, care a afectat afacerile, lanțurile logistice, scumpirea energiei și altele.